Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn, etalare pentru mai sau jumătate de mai, cum vreți voi. Poate să și arată ceva ce ați început să experimentați până la ora asta. Eventual, dacă vă place să încadrați într-o anumită perioadă, puteți să încadrați între 15 mai și 15, bine, 14-15 mai, 14-15 iunie sau 15 iulie, o lună, două, cât vreți voi, pentru că energiile sunt mult mai flexibile. Știți bine, da? Și unii sunteți pe drumul vostru într-o anumită poziție, manifestați mai repede, alții manifestați mai greu anumite mesaje. Mesajele au vrut să se arate, evident, poate și din cauza că am întârziat. Eu sunt și Universul și unii dintre voi sunteți dorința de a exprima ceva. Au venit acestea trei. Era cât pe ce să nu le iau, dar ceva striga. Iale, iale. Ok, și le-am luat. Prima a fost alege dragostea, 21, 2 și 1, 3. 3 pentru mine înseamnă întotdeauna comunicare. Comunicare și o lecție, pentru că totuși e Mercur, da, pentru mine, o lecție care ține de relații. Una este să fii individual, să fii unul și alta este să fii doi. Să încerci să-l înțelegi pe celălalt, să te apropii de celălalt cu cei cu dragoste. Probabil că trebuie să învățați unii dintre voi să alegeți dragostea, pentru că știți foarte bine că majoritatea celor cu planete, celor care au planete în Capricorn, planete importante, tocmai pentru că sunt semne de pământ și foarte pragmatice și foarte stabile, nu zic nu, și ambițioase, adesea aleg cariera. Este știut, Capricornii și cei cu planete în Capricorn aleg cariera, aleg munca în detrimentul relațiilor personale și a dragostei. Posibil unii dintre voi, și asta se întâmplă, iar mă întrerup, și asta se întâmplă în funcție și de generația în care sunteți și de vârsta pe care o aveți. Se știe că Capricornii, iată, mai fac și eu cacofonii, mai în vârstă, au ajuns la un grad de înțelepciune și știu să aleagă totuși ce este cu adevărat valoros, pentru că sunt mulți care merg către spiritualitate și n-ai cum să mergi către spiritualitate decât în momentul în care ai trăit o dragoste, da? Și evident și niște decepții. Dar cei tineri, probabil, trebuie să învețe să aleagă dragostea. De-aia spun, fiți atenți, selectați-vă mesajele, pentru că e etalare colectivă și sunteți multe generații, sunteți multe zodii, poate aveți, eu știu, soarele în semn de apă și aveți planete în Capricorn, poate să varieze, nu fac doar pentru soare în Capricorn, da? Dar totuși, ideea generală este că trebuie să învățați să alegeți dragostea. Întotdeauna avem alegeri de făcut în viață. Să le facem din dragoste, nu din interes, nu din frică, nu din, eu știu ce alte motive. Dragostea să fie cea care alege. Și în momentul în care alegeți dragostea și din dragoste, evident, începe să se manifeste, fiți aici, numărul 13. Miracole și binecuvântări, pentru că voi știți că sunteți într-o legătură spirituală 27 pentru cineva, poate să spună ceva. Sunteți într-o legătură spirituală cu cineva, o legătură foarte profundă, da? Și probabil că unii dintre voi ați negat-o sau sunteți chemați să o lucrați și dintr-o altă perspectivă, există această legătură spirituală. O prietenie nu e obligatoriu să fie dragoste. Din aceea pe care unii și-o închipuie că ar trebui să fie unica variantă de dragoste, da? E o legătură spirituală între voi și cineva. Posibil. Trebuie să vă ajutați unul pe celălalt. Odată unul, odată celălalt, picăm toți, trebuie să avem lângă noi oameni care ne susțin și ne ridică. Nu spun musai că bărbatul e într-o poziție mai joasă. Poate la un moment dat el pică și doamna îl ridică, poate invers, doamna pică și el o ridică. Ideea este că această legătură spirituală vă învață despre relații și despre dragoste adevărată. Și spun adevărată pentru că
În momentul în care alegeți dragostea, dați-vă timp, că sunteți totuși semne de pământ și trebuie să manifestați răbdare. Dați-vă răbdare în ceea ce ați ales, pentru că alegerea vă va aduce mai aproape de a dragostea adevărată. Că o fie această legătură spirituală, poate să fie. Sau poate în această legătură spirituală, repet, poate să fie și o prietenie, poate să fie și o relație la locul de muncă profesională, e o relație spirituală, o conexiune, dar și învățați despre relații 2 și 1 într-un mod foarte profund. Și am spus și repet, în momentul în care alegeți corect, miracolele și binecuvântările încep să apară, încep să se facă vizibile. Și cu răbdare, intrați în această vibrație. Unii, într-adevăr, vă apropiați de o dragoste adevărată. Alții, intrați în această vibrație în care atrageți oameni sinceri, corecți, da? Și mai devreme, de-aia spun mai devreme sau mai târziu, pentru că aveți răbdare ca și mesaj. Destul de important, mi se pare mie. Vă veți apropia la un moment dat, vom vedea când, îmi veți spune când, de această dragoste adevărată. Știți că e cartea mea preferată, da, cei care mă ascultați. Și dragoste care nu se poate manifesta doar în fizic, voi știți, da, cei care ați lucrat cu voi, sau poate măcar partenerul, partenera voastră știe. Poate că și ei trebuie să aibă răbdare cu voi. Ideea e că amândoi trebuie să aveți răbdare în a manifesta această dragoste adevărată. Și e interesant, dacă aici Doamna e mai sus și îl ridică, deja aici se schimbă rolurile. Am spune că sunt pe poziții de egalitate, dar există totuși un grad, o mică diferență. Da? Da, ce să mai spun încă o dată, că am mai spus-o, e sărutul care trezește divinitatea din noi. Nu este un sărut manifestat din poftă trupească, din nevoi egoiste, da? Este manifestarea în material, în fizic, a acestei povești de dragoste, a acestei legături spirituale, care se manifestă în alte dimensiuni deja. În alte dimensiuni, voi deja sunteți împreună, vedeți? Sunteți deja împreună. Ați coborât niște trepte, ați urcat, ați trecut prin niște mai multe dimensiuni. Da? Sunt cărări, sunt spații diferite. Ați trecut prin multe. Acolo, deja undeva sus, sunteți împreună, dansați, vă iubiți. Aici trebuie să mai aveți răbdare până să simțiți această dragoste. Dar, repet, de câte ori pot, alegeți dragostea ca să o simțiți. Să punem cărțile. Că posibil, foarte posibil, vor apare confirmări și, să pun și spiritul, și miracole, și spiritual connection. Așa. Fiți doritor să exprimați dragostea în momentul în care o alegeți, evident. Amestecând aceste de cărți pe care le voi folosi la crucea celtică, ce au sărit? Turnul invers și regele de monede. Evident, regele de monede aici sunteți voi sau eventual un alt semn de pământ. Sunteți voi varianta voastră masculină, ambițioasă, autoritară, da? Stabilă financiar. Cam toți capricornii sunt stabili. Dacă totuși apare o ruptură, o separare, sunteți oricând pregătiți să o refaceți, să munciți pe rupte până vă reveniți la acest statut. Este o persoană cu statut, regele de monede, da? O poziție înaltă care a fost obținută prin multă muncă, evident. Și totuși apare această ruptură, această separare de cineva. Ori deja sunteți în separare față de o persoană și bănuiesc, așa simt, că trebuie să începeți să lucrați reconstrucția. La reconstrucția acestei relații spirituale, da?
Și, evident, trebuie să o faceți cu răbdare, cu dragoste. Și la un moment dat va apare și ajutorul, miracolele și binecuvântările, da? În momentul în care sunteți guvernați de aceste sentimente, să zicem. La capătul setului de cărți, unde s-a oprit setul, s-a oprit la 6 de cupe. O relație din copilărie, din altă viață. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, pentru unii poate să fie, dar nu e obligatoriu, da? O relație în care voi deja sunteți copii, da? Posibil că sunteți copii și spirituali unii dintre voi și trebuie să creșteți împreună până la acea dragoste adevărată și asta cu răbdare. Asta nu știu ce mi-a venit acum mesajul, dar probabil că este pentru unii dintre voi. 6 de cupe, regina de monede, ia uite, partenerul vostru divin, regele și regina de monede. O relație, repet, din trecut, din copilărie sau dintr-o altă viață. O persoană care are valoare, muncitoare ca și voi, ambițioasă ca și voi, orgolioasă ca și voi, da? Și care va aduce fericire, va aduce bucurie. Iar interesant, un cuplu, soare și lună. Posibil că unii aveți niște aspecte între soare și lună. Soarele reprezintă zodia leului, evident, luna zodia racului sau al peștilor, avem și 6 de cupe, da, sau al scorpionului pentru unii, iar avem semn de foc, iar avem, da, aveți puterea. Ideea este că acest cuplu divin, regele și regina, da, vedeți cărțile, regele și regina de monede, așa simt eu, că au avut o separare și sunt chemați, da, să reconstruiască, dar pe alte fundații. Și pentru asta aveți putere. Și puterea, cum se manifestă dacă nu tot cu răbdare? Și iar aveți magicianul, nevoia de a manifesta, numărul 1, ceva nou, o nouă etapă, după ce ați stagnat într-o direcție, într-un fel de manifestare care nu vă onora ceea ce aveți voi de făcut în viață împreună. Aveți lumea, încheiați un capitol în această poveste și reîncepeți cu acest turn invers și începeți să construiți pe o nouă fundație, nu neapărat într-o nouă direcție, pe o nouă fundație. Eu amestec cărțile și o să mai amestec o leacă pentru că mesajul a trebuit să fie citit pentru cineva. Nu știu pentru cine voi știți. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, mai, iunie 2020. Ia uite, 4 de spade, vindecare. Cineva a fost bolnav la pat și trebuie să se vindece sau dezamăgiri care trebuie vindecate, da? Eremitul, un întuneric prin care unul dintre voi trebuie să treceți o călătorie spirituală, da? Această legătură spirituală, vedeți? Trece prin această fază de tăcere, de întuneric, de transformare. Tocmai ca să vă regăsiți lumina. Lumina aici, la capătul tunelului, e dragostea adevărată. Dar trebuie să aveți răbdare. E interesant dacă aici este floarea de lotus și aceea are tulpina lungă. Călătoria aceasta este destul de lungă pentru unii. Dar va apare schimbarea în momentul în care începe să vă găsiți lumina în voi, să vă conectați la spiritualitate. Amândouă sunt similare, 4 de spade și eremitul. Apare schimbarea. Și o să o luați de la zero. Da? Pare și nebunul. Nu neapărat veți risca. Veți pune prima fundație, prima cărămidă la această nouă construcție, în relația voastră. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Capricorn, mai, iunie. Wow, 10 de spade. Pentru unii poate să fie un semn de aer, dar nu e obligatoriu. Un sentiment de trădare, de durere, de boală, de supărare mare. Și totuși,
E foarte interesant în aceste de cărți, se vede că săbile nu intră în aura voastră. Poate că aveți acest sentiment în 3D, dar în realitate, în aura voastră ele nu intră. Ele sunt doar niște lecții, pentru că săbile sunt cuvinte, sunt gânduri. Eu așa le văd în acest moment, lecții, da, neplăcute prin care ați trecut, tocmai ca să învățați niște lucruri. Și iar apare căprioara, aici sunteți voi. Sufletul vostru este foarte rănit din niște motive. Dezamăgit, trădat, așa vă simțiți, la pământ. Emoțional. Din cauza, repet, ori a unui semn de aer, ori, dacă nu neapărat semn de aer, a mai multor persoane. Este 10. Este un ciclu pe care trebuie să-l încheiați. Ce provoacă? Ia uite, momentul de ridicare și de decizii. Aveți de luat o hotărâre. Iar apare, ia uite ce frumos. Ah, interesant. Căprioara și cerbul. Posibil că aceste două cărți vă reprezintă pe voi doi. Nu neapărat că sunteți aer sau foc, că n-aveți, sunteți pământ, da? Poate aveți acolo planete. Vă reprezintă pe voi. Posibil că doamna, partenera voastră sau doamna se simte foarte rănită și domnul trebuie să aleagă, dar este cam indecis. Acum, cine este, voi știți în această poziție. Domnul este foarte indecis, așa simt. Și doamna este foarte rănită și nu mai vrea, e sătulă de această indecizie. Această perioadă, să zic eu, o perioadă îndelungată în care omul, bărbatul nu s-a putut decide. În trecutul îndepărtat, 10 de monede. Ați putea fi voi, dar la baza, pentru că e semn de pământ sau alt semn de pământ, dar la baza acestei cruci este noțiunea de abundență, de stabilitate, de tradiții. Pe de-o parte, v-ați dorit foarte mult, cum am spus, în general, capricornii își doresc bani, da? Dar vom vedea ce cărți se mai arată. În acest moment simt un mesaj. Posibil că pentru un număr, nu neapărat foarte mulți, pentru un număr de ascultători. Până la un moment dat, până de curând, să zicem, bucuria a fost să aveți reușite materiale, profesionale. Văd un soare peste aceste monede. Vedem dacă soarele își schimbă, își pune razele și peste altceva, pentru că nu este bine să lumineze o singură direcție în viața voastră. 7 de monede, așteptare, răbdare, da? Răbdare, trebuie să aveți răbdare. Eventual, unul dintre voi sunteți obosiți. Sunteți obosiți să investiți, trebuie să mai așteptați până culegeți roadele, până se transformă lucrurile. Dar vă doriți abundență, vă doriți stabilitate și o familie fericită, că de fapt asta înseamnă 10 de monede. 4 de monede. Dom'le, dar câte monede în viitorul îndepărtat? 4 de monede. Oh, ce frumos! Apropiat asul de monede. Ce frumos! Bănuiesc că veți decide. Bănuiesc că veți decide totuși o nouă cale pentru că apare acest as de monede. Sunteți voi sau un alt semn de pământ sau pur și simplu alegeți o nouă direcție, o nouă relație sau un nou stadiu, am zis reconstrucție, bazat pe ce, dragii mei, și e interesant, pe monede. Deci toate cele patru, și sunt patru, e un număr stabil, dar toate cele patru cărți laterale acestei cruci sunt monede. Aveți nevoie de stabilitate. Și ce înseamnă stabilitate? Înseamnă fundație. Vreți să construiți, să reconstruiți acel turn, da? Să alegeți o direcție stabilă, nu o direcție care va aduce durere. Deci, începeți ceva nou. Eu simt că e o relație. Noi aici ar trebui să vorbim de relații. Pentru unii ar putea să fie și un job, evident. Și totuși o perioadă, iar patru, da? Trebuie să fiți mai precauți și cu banii sau dacă începeți această relație care vă promite un 10 de monede, da? Vă promite multe. Adică
Nu că promite vorbe, chiar va fi de lungă durată și stabilă. Va trebui în viitor să învățați să țineți, că asta face patru de monede, să țineți la această fundație, iar patru, da? Să țineți de această fundație cu toată forța voastră. Sfatul, valetul de bâte, ar fi să fiți și un pic creativ. Este tot un început, da? Monede și foc pentru unii dintre voi și apare iar foc. Dar trecând peste chestiunea asta, să fiți un pic creativ, că valetul de bâte este foarte creativ, da? În această nouă abordare, în reconstrucție, în noua direcție, în noua relație, voi știți, în noul job. Vedem ce cărți mai apar. Ar putea să fie și, într-adevăr, să vă exprimați și atracția fizică pe care o aveți în această nouă relație, în acest nou interes pe care îl aveți. E ceva nou, da? Este un nou. Este un început. Repet, o nouă fază. Exprimați că valeții exprimă sau transmit mesaje pasionale. Exprimați și pasiunea pe care o simțiți și atracția pe care o simțiți pentru ei. În momentul în care alegeți, da, de la 2 la 1, alegeți, da, lăsați o bâtă în spate și alegeți pe cea care vă duce cu pasiune. Pentru că nu putem crea nimic durabil dacă nu avem pasiune. Evident că altfel ne plictisim, logic. Exterior. O, fai de mine! Atâtea monede m-ați zăpăcit, n-am văzut așa de multe monede nicăieri. 8 de monede exterior. Iar posibil un alt semn de pământ pentru unii. Dacă nu e un alt semn de pământ, este nevoia voastră de a vă transforma la locul de muncă prin job și pentru că exterior. Pentru că este exterior. Posibil altcineva, persoana aceasta, a muncit sau muncește foarte mult în a transforma întreaga situație. Evident că și voi trebuie să munciți, dar este forță exterioară, deci nu vă reprezintă pe voi. Posibil să fie o chestiune la locul de muncă pentru unii dintre voi, sau să fie vorba de un proiect, dar totuși. Zic că se poate raporta și la relații sentimentale, pentru că astea au fost mesajele inițiale. Aveți răbdare la 7, 8, 7 și cu 1, 8, iar 8 transformare. Interesant. Fiecare etalare. Ia, deci nu am văzut în viața mea atâtea monede. De ce vă este teamă de cavalerul de monede? Vă este teamă de faptul că trebuie să mergeți încet. Că știți că dacă vreți să creați ceva durabil, trebuie să aveți răbdare și cavalerul de monede are răbdare. Are multă răbdare. Uneori prea multă răbdare. Vă este teamă eventual că manifestând atâta precauție. Să nu pierdeți cumva vreo ocazie, vreo oportunitate, pentru că totuși aveți nevoie de un foc, de un pic de accelerație, da? Pe de altă parte, poate că și oferta aceasta vi se pare că vine încet, transformarea aceasta care se întâmplă în viața voastră, la locul de muncă, în relații, vi se pare că vine cam încet și este o teamă. Poate că unii trebuie să învățați să fiți mai ordonați în pașii pe care îi faceți în acest job, în această relație. Și nu știți exact, dar depinde dacă aveți planete în semn de foc, da, posibil să fiți unii mai. Interesant ce vă doriți. 9 de spade. Iar apar spadele. Pentru unii, posibil să fie un semn de aer. Sau cineva cu marcaj pe semn de aer.
Evident că nu poți să-ți dorești. Să suferi. E un masochism pe care nu sunt de acord, evident. Și nici nu își are logica în această etalare. Posibil vă doriți pe cineva care își face griji pentru voi. Posibil că de-aia apare acest 10 și v-am zis, doamna, doamna a suferit foarte mult, a așteptat momentul acesta de decizie pe care trebuie să-l luați voi, dacă sunteți bărbați. Bine, evident că puteți să schimbați pozițiile. Dar eu am senzația că e vorba de o doamnă aici care a așteptat, care este la pat sau a fost la pat, a fost bolnavă. Eventual vă doriți, și aici este teama voastră că vă mișcați cam încet, știți că vă mișcați încet unii dintre voi. Este foarte posibil, acum un mesaj pentru unii dintre voi, ca doamna respectivă sau persoana, nu neapărat doamna, persoana respectivă care este obosită, își face griji pentru voi, pentru alegerea voastră, pentru cât veți munci în această situație, să se fi îmbolnăvit de prea multă muncă, să se fi îngrijorat de prea multă implicare în această relație. Că vă place, că nu vă place, eu vă zic și varianta asta pentru unii dintre voi, da? 9 de spade. E o doamnă cu părul lung, posibil un pic roșcată, mai mult sau mai puțin, care nu poate să doarmă noaptea. De prea multe griji. Și încearcă să înțeleagă, să fie, eu și o bufniță, să fie înțeleaptă în această situație și ce înseamnă înțelepciune, să lase grijile, da? Și de la 9 să ajungă la 10, la eliberare de griji. Și atunci, dacă se eliberează de griji, va trebui voi să alegeți. Voi să alegeți. Sau, na, unul dintre voi. Vai, ce frumos! Două suflete perechi, da? Legătură spirituală, dragii mei, da? Dragoste adevărată. Poate, am zis, poate să fie prietenie. A apărut și 6 de cupe mai devreme. Poate să fie o prietenie foarte profundă. Și voi vă faceți griji. Cum puteți să-i ajutați practic? Vă faceți griji, știți că sunteți mai încet, că a fost și izolarea, nu v-ați putut deplasa. Asta e grija voastră. Apare și 7 de monede, așteptare. Uf, ce frumos! Dar ce frumos la 2 de cupe e această conexiune profundă care, deși unii dintre voi sunteți separați, cei doi comunică telepatic, comunică în 5 de, am zis, în 5, în 4, în câte vreți, în ce dimensiuni vreți. Este o dragoste. Și de fapt asta înseamnă dragoste profundă și sper că dacă n-am zis-o, o spun acum. Poate să fie și o prietenie. Nu este obligatoriu să fie o dragoste senzuală. Da, și veți spune totuși prima cărămidă. Aveți și asul și valetul de monede. Poate că unii dintre voi simțiți nevoia să dăruiți un cadou, să dăruiți ceva, să vă exprimați, pentru că unii dintre voi ați fost cam tăcuți. Cavalerul, regele de spade, ați fost tăcuți, nu prea ați vorbit și vreți, ia uite, cavalerul de băte și valetul de băte, vreți să vă exprimați, posibil mai spre iunie, da? Să echilibrați situația. Și să faceți dreptate în această situație în care sunteți și care v-a adus multe conflicte interioare. Wow, și apare conflicte interioare față de, pentru unii, un semn de apă, regina de cupe și valetul de cupe. Și dacă nu-i semn de apă, este o persoană emoțională sau care vă emoționează. Da, ce frumos. 2 de cupe, vai, ce frumos, ce frumos. Alegeți, alege, uite ce zice, alege dragostea. Alege dragostea. Da? Dacă vă influențează prea mult locul de muncă, da? Posibil că influență exterioară. Ce se întâmplă la locul de muncă? Mai lăsați grijile pentru job și alegeți pasiunea, alegeți dragostea, dragii mei. Că cineva își face foarte multe griji pentru voi. Se simte trădat tocmai din cauza acestei sau trădată din cauza acestei indecizii. Înțelegeți?
Interesant. Foarte frumos că v-a venit totuși acest suflet pereche. Repet, nu este obligatoriu să fie semn de apă, dar dacă vreți, poate fi. La capătul setului iar a apărut puterea. Sunteți puternici, sunteți puternici împreună, dar iar este opt, iar este transformare. Trebuie să aveți forța, asta înseamnă, să comunicați regina de spade direct. Este nevoie de comunicare și pentru că în aceste de cărți văd o lumină la capătul sau pe această sabie, trebuie să faceți lumină și să aveți viziune. Da? Interesant. Să aveți viziune. Să exprimați clar ceea ce simțiți în legătură cu această conexiune. Simțiți că aveți gânduri comune, că sunteți telepatici, că vă luminează. Trebuie să vă faceți curaj să comunicați direct despre nevoia de, de a reconstrui. Trei de monede, asta înseamnă reconstrucția. Nu știu câta oară când apare monede. Reconstruiți. Trebuie iar să luați moment de, e un moment de decizie, iar decizie, să alegeți. Până acum unii dintre voi v-ați blocat inima. Și alegeți această ființă încântătoare, iar monede, această ființă încântătoare care are rezultate, care vă apreciază și care este pe măsura voastră, da? 9 și 10. Sau dacă nu e o persoană, să fiți voi independenți și atrăgători ca să vină persoana. Ce frumos! Unii dintre voi, am spus că sunteți într-un moment de impas în această legătură. Posibil, doamna, posibil, așa simt. Posibil, doamna a pus niște blocaje într-un fel sau altul în această legătură. Tocmai pentru că a așteptat prea mult 9 și 10 de spade și se simte trădată, va aștepta pe voi, bărbații. Nu știu de ce aici, eu așa simt, că bărbatul s-a lăsat foarte mult aștepta, nu s-a putut decide, s-a concentrat prea mult pe muncă și pe carieră, așa simt. Și a mințit despre faptul cât de bucuros este în această legătură, dar trei de cupe și soarele, cât de bucuros este și cât de trist este pentru faptul că a pierdut o oportunitate cu această, iaute, partenera sa divină, regina de monede. Nu este obligatoriu să fie tot de pământ. Își dorește să meargă mai departe, să exprime acest nou început, iaute. Iar apar și cupele, asul de bâte și cavalerul de cupe și îndrăgostiții și steaua. Își dorește, ai, de ce cărți frumoase, nouă de cupe. Vă doriți acest nou început, da? În care cel puțin unul din voi s-a mințit, nu a vrut să arate câtă bucurie, câtă încântare, câtă, eu știu, ce mai vreți voi să spuneți. Simțiți în preajma acestei persoane și câtă tristețe simțiți când nu este lângă voi. Simțiți că vă umple sufletul persoana aceasta față de celelalte. Simțiți că e partenerul vostru divin, da, regele și regina de monede. Vă doriți implicare, comunicare, pasiune, evoluție, transformare, da? Să puneți iar asul de monede, asul de bâte, dar și emoții, cavalerul de cupe, îndrăgostiții, vreți să îmbrățișați, simțiți că vă vindecă această, ia uite, steaua, da? Și nouă de cupe, simțiți că vă vindecă această relație, că este relația voastră, este partenerul vostru divin de destin. Și totuși au fost niște conflicte. Îi vedeți ca pe o împărăteasă sau ca pe un împărat. Poate să fie taur, poate să fie balanță, poate să fie și rac, pentru că văd și faetonul. Poate să fie orice zodie. Am văzut și alte semne de apă. Ideea este că îi vedeți foarte frumos și totuși toate stările acestea emoționale pe care le simțiți v-au creat niște conflicte mentale pentru că voi ați vrut să vă concentrați pe muncă, da? Pe job, pe carieră, unii dintre voi. Cum pentru cine o citi, voi știți, îmi veți transmite
Mă bucur foarte mult că totuși am senzația că veți pune bazele. Toate aceste monede arată dorința voastră de a lucra practic la această relație foarte frumoasă. Să puneți bazele, fundația, o fundație solidă în care puneți, domnule, fier beton, nu doar pietre. Da? Că astea sunt pietre, semn de pământ. Fier beton puneți aici, ciment 100%. Vreți să fie extrem de rezistentă această relație. Cam aceasta este etalarea pentru luna mai, iunie. Vă pup, aștept comentariile, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!